Salutare! Bine ai regăsit la un nou videoclip! Subiectul de astăzi pe care vreau să-l abordez are legătură cu termenul de flipping homes. Mai exact, tot procesul ăsta presupune achiziționarea unei case într-o anumită stare și vânzarea ei, bineînțeles cu îmbunătățiri și cu tot felul de renovări, pentru profit. Procedurile astea sunt foarte des întâlnite la americani. Mă rog, se întâmplă și pe la noi, dar nu așa, din mai multe considerente. 1. Pentru că antreprenorii de pe la noi nu au acces la atât de multe resurse, fie se grăbesc foarte repede în procesul de vânzare și nu mai alocă atât de multă atenție pe detalii și lucrurile nu sunt atât de asemănătoare la noi precum în state. Dar conceptul în sine de flipping homes e foarte interesant și m-am gândit să fac o serie de câteva episoade. O să luăm câteva subiecte, câteva case care au trecut prin acest proces și să ne uităm, să ne facem o idee cam ce au făcut ei acolo, dacă au făcut bine, dacă puteau să facă mai bine și dacă cumva anumite lucruri le putem reproduce și noi în anumite proiecte, în anumite achiziții de case în scopul de a face profit, de a le renova și de a le vinde și să observăm niște lucruri pe care le putem împrumuta de la ei pentru un astfel de business, să zic așa, pentru că în fond și la urma urmei toată treaba asta este un adevărat business, adică în Statele Unite treaba asta este o industrie, oamenii fac treaba asta la un anumit nivel destul de ridicat. Ca să vă fac așa o idee mai rapid, sunt un fel de agenți imobiliari, doar că au banii la purtător, adică au resursa de cash, bine, fie bani privați, fie împrumuturi, fie din alte surse pe care le au ca și finanțare, doar că ei și cumpără acel produs, acel bun, acea casă pe care o găsesc la vânzare, deci nu o mai intermediază direct fără să o renoveze. Și în momentul ăla eu o scot la vânzare direct renovată, adică dacă cumpără o casă, găsesc o casă undeva la vânzare și are deja 20 de ani și ea n-a mai fost îmbunătățită, ei o aduc la tot ce înseamnă cerințele din ziua vânzării, din zilele noastre și atunci evident că și profitul nu va întârzia să apară. Doar că trebuie să marcăm câteva lucruri care sunt diferite și altele pe care le putem împrumuta pentru a face și noi un astfel de business. Mă rog, cei care sunteți interesați să faceți treaba asta. Hai să vedem ce casă putem să explorăm astăzi împreună pe acest subiect. Hai să vedem ce ne arată băiatul ăsta aici, să vedem ce casă și-a luat el pentru a o renova și a face un profit, cum americanii chiar fac treaba asta destul de des la noi. Este încă la început și mai avem până perfecționăm treaba asta. As this is Project H, we finally got the keys, so excited to show you. Let's have a look, but prepare yourself, it's bad. It's an old house with quite a lot of... Eu o să derulez puțin mai repede pentru că n-are sens să stăm să dăm play la un videoclip care este deja există pe YouTube. Vreau să vedem doar câteva momente cheie și cele mai importante. Deci are un teren de 1418 metri pătrați, deci super mare, o casă cu 4 dormitoare, 2 băi, o piscină, o grădină și multe alte camere. Hai să vedem ce înseamnă multe alte camere. Ceva diferit față de stilul caselor americane. De fapt, asta nici măcar nu e în America, e undeva în Africa, în Johannesburg, dar mă rog, ce face tipul ăsta e preluat din America. Bucătăria nu e nici o bucătărie închisă, dar nici open space, e puțin hibridă, să zic așa. Pereți gips carton. La noi, dacă auzim despre pereți de compartimentare de gips carton, ni se pare că nu e ceea ce trebuie. Nu e nicio greșeală să ai nici pereții de gips carton, atât timp cât acea locuință are o structură de rezistență independentă. Pereții de gips carton au termosistem și termoizolație între ei
atât pentru partea fonică, cât și pentru partea energetică. Cum se aude la băiatul ăsta aici, nu cred că au termosistem și nu au pentru că sunt într-o zonă cu o climă destul de favorabilă și nu e necesar pentru ei. Asta e o diferență față de ce putem face noi și ce pot face ei. La ei, partea de legislație se pare că e puțin mai flexibilă, adică pot face anumite modificări fără a avea atât de multe proceduri birocratice de îndeplinit. Asta pentru că au și specialiști pe care îi utilizează la fiecare proiect și nu fac chiar așa totul de capul lor, adică apelează la un constructor, nu fac cu orice dorel. La noi trebuie să îndeplinești niște anumite proceduri, adică o expertiză tehnică care să mergi cu ea, să dovedești dacă poți să faci acele modificări de compartimentare interioare sau nu, pentru că nu toate casele sunt la fel realizate și nu poți primi acceptul să modifici după capul tău cum vrei. Asta ar fi o diferență pe care noi o avem și trebuie să o îndeplinim, adică trebuie să îndeplinim o procedură în plus. Una birocratică de altfel, dar și de proiectare. Ei fac chestia asta mult mai rapid. Cam așa arată la ei o casă la nivel de chilipir. Și e foarte important să o vedem așa. E foarte clar. Casa asta a fost destul de nefolosită în ultima perioadă de timp, ușor abandonată, aș putea spune, dar îi vânează chestiile astea, sunt un fel de vânători de oportunități și o să vedeți la final cum iese casa. Sper, deci n-am văzut clipul înainte. Dar sper să nu păstreze ceramica asta peste tot, deci e super urâtă, deloc, bine, din punctul meu de vedere, nu-mi place deloc ceramica și, nu știu, sper să nu o păstreze. When I first viewed the house, the previous owner had rented out every single room to different tenants. This caused a lot of the issues, the mess and mismanagement. It was a bit of a slumlord situation. Let's have a look at the kitchen. Deci bucătăria, pot să zic eu, o bucătărie medie spre mare și are cam de toate. Uite, o chestie foarte interesantă pe care o puteți coopta și voi pentru viitoarele voastre proiecte. Chiar și oamenii ăștia în casa asta veche au o debara. Nu știu dacă o să o păstreze, dar au și o debara, adică un spațiu de pozitare în imediata apropiere a bucătăriei. Nu cred că fac murături sau borcane, dar... Hai să vedem când se apucă de treabă efectiv. So this kind of patch, which is yeah. So this would be like the ideal place to have a kind of patch where some sliders going out to the pool. So dacă aia de acolo este o casă a unui vecin, la noi nu se poate treaba asta, cu ferestre spre curtea noastră nu se poate, deci ar fi trebuit să dispară acele ferestre. O foarte mare problemă sau o bună parte din banii investiți în tot procesul ăsta o să îi mănânce efectiv grădina și toată vegetația asta rebelă. Și un aspect important, am impresia că e o casă parter, dar având un teren atât de generos, oamenii nu s-au mai întins să locuiască într-o locuință supraetajată cu etaj sau cu mansardă.
au făcut o casă parter. De ce? Pentru că este mai economic și mai ieftin. Very exciting how this has turned out. It's opened up this space completely. It's exactly what I had in mind. Now we've got this wall, a gap in the floor tiles where the wall used to be. Now I didn't budget to put new out the bathroom tiles. They broke simply because of new tiles. Now this is. Da, nu păstrează ceramica aia urâtă și este o bună mișcare. This is the main living space. It's as you enter the house, first impression, it needs to be perfect. So of course. So this is where the big crack was. You guys have opened it up, you put some meshing in, put some lintels in. După cum arăta crăpătura aia în peretele alea acolo, am impresia că această locuință chiar ar fi avut nevoie, dacă n-a făcut-o deja, de o expertiză tehnică care să dea o soluție cu privire la acea crăpătură. Dacă n-a făcut treaba asta și a omis-o și doar au acoperit-o, nu e în regulă și voi să nu faceți așa, pentru că orice crăpătură apărută are o cauză, trebuie identificată acea cauză, ce se întâmplă. Mai ales dacă e vorba de o casă în care se va locui, nu, și orice construcție în sine nu trebuie trecut cu vederea astfel de lucru. Ăla e un gard din plăci prefabricate și dacă văd eu bine, a adoptat cea mai ieftină soluție, adică nici măcar să îl placheze cu ceva, doar o simplă vopsitorie. You can see the water gushing out from the block. Așteaz mai rudimentar decât pe la noi. The smell was in to fix the block line. It's uite, așa arată o casă pe un teren generos, doar parter. Are o întindere destul de generoasă și totul se rezolvă doar pe parter. Nu arată deloc rău, adică e și un teren cu o formă neregulată, dar cred că așa văzut-o de sus a ieșit ceva rezonabil, să zicem. Hai să vedem proiectul complet. La partea exterioară nu au apărut modificări decât din asta în materie de vopsitorie. Nu știu dacă aș fi vopsit acoperișul negru, dar mă rog, o să atragă foarte multă căldură. And here it is, the vision brought to life. Wow, it looks like a completely different house, eh, Andrew? Arată bine, arată interesant, numai că a făcut intrarea direct în living, nu mai are acel spațiu tampon. Mă rog, dacă luăm în calcul că sunt într-o zonă foarte călduroasă și nu au probleme cu sezon rece, ploi, e ok acest compromis. And even though it's a big open plan space, you can see we've staged it into three separate living areas. And I think this in itself is the most dramatic transformation of the whole house look. Just completely transforms the space. Got the island back from the cellar. And there was nothing wrong with bucătăria. Are o transformare destul de radicală și arată ca o bucătărie tipic americană.
And then obviously new appliances and a new backsplash tile. Nici măcar nu mi-am dat seama că a păstrat o parte din mobilier. So just, I know that wasn't your favorite angle. Da, uite, mobilierul e fix același, chiar e același. Mișto, baie cu duș și cadă, super mișto. It was so disjointed before. Now there's no jutting on walls. The flow is right. Foarte, foarte interesante dormitoarele astea, așa, dintr-o, cum să zic, spațioase și cu mult view spre exterior. La grădină nu a băgat foarte mulți bani pentru că, așa cum am zis la început, chiar poate să mănânce foarte mult, foarte mult timp și foarte mulți bani amenajarea unei astfel de grădini. A lăsat-o cât mai simplu posibil. And if you look at the columns, we neatened them up by squaring them off and we clattered the bases in timber to run that timber theme through. I really enjoy the creative side and you just glided to the pool. It's the main entertainment area now. I'm still in complete disbelief of how this has turned out and how we've transformed clean light theme for love. So the changes we made to the boundary wall really speak for themselves. The timber gives you that extra bit of privacy with the height increase and contrasts so nicely with the charcoal color. Nu cred că se suia nimeni peste gardul ăla ca să se uite peste gard, dar mă rog. Cel mai prost model de gard posibil. Ăsta este cel mai nerecomandat gard pe care eu l-aș sugera cuiva. Da, mă rog, a scutit destul de mulți bani. Te-a dat doar o vopsea. Mie nu-mi place deloc. Well, when we laid the paving, which as you can see posed a slight challenge on the house. Problem. Built a new sand. And this is... asta nu e casa de la vecine, e tot al lor. Designed the cottage layout in such a way that for the new, the single sharing bathroom and a băile arată bine. Dormitoarele sunt suficient de mari. Ăsta e un dormitor. Ăsta e un dormitor cu intrare separată de afară. Asta e un fel, cred că este un fel de casă a oaspeților. Da, 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 este un fel de casă a oaspeților. Super interesant treaba asta. You can see the garage door is also charcoal. We painted it. Ai vopsit tot ce se putea vopsi. Nu. Da, am rămas pe aici la îmbinare. N-a mai dat nimeni. Lasă că merge și așa. Deci face și voi din asta. Deloc bine vopsită. So after searching around, I managed to find a ceramic tile for 39 rand a square meter. Last of the range, A grade ceramic. Asta o găsesc și la noi. This was from a retailer, not a supplier. So all you DIY enthusiasts will know how reasonable that is. So we made it work. It's renovation and spent a lot more than planned. So when it came to the listing price, I needed to list higher, but making sure to not list too high. We listed the house at 3.35 million and we had a lot of interest. Told for 3.3 team, the passionate about property team, that I got my price.
and it sold so quickly. So thanks, guys. Really made the difference. But congratulations, Steven. I mean, I think very quickly. And că vedem cu cât o vinde. It came to a whopping 858,000, which made the total costs 2.158 million. In a week and a half, we sold the property for 3.3 million. Sales costs came to 172,000, which brought the total profit to 970,000 rand, just short of a million rand. A făcut aproape un milion profit. Aproape un milion. I feel so speechless at how this all turned out and how beautiful it was. Done prop, really appreciated it. There's a lot that goes into that. Bun. Cam asta fac oamenii pe afară. Dar în felul ăsta puteți observa cât de costisitoare poate fi și o astfel de renovare. Și nu e cea mai perfectă renovare. Adică oamenii ăștia își aleg niște case, niște obiective într-o stare tehnică relativ bunicică, astfel încât să bage cât mai puțin bani, dar să fie la prima vedere deplorabile. Au o strategie asta, fac treaba asta de a-i da o nouă față, astfel încât la prima vizită să te facă să te simți plăcut. Dar mari schimbări nu sunt, adică nu sunt extraordinar de mari schimbări. Ce este dezamăgitor este că sunt multe lucruri pe care le-am observat așa, date peste ochi, deci nu se întâmplă doar la noi treaba asta, văd că o fac și oamenii ăștia pe afară. Așa că mare atenție când mergeți să vă cumpărați o casă, să vă uitați și la detalii, pentru că și detaliile spun multe. Adică, nu știu, vopsitoriile alea mie nu mi-au plăcut, nu am putut să văd detalii la vopsitoria fronturilor de la mobila de bucătărie, dar sunt mari șanse să fie și acolo niște mâzgăleli. Gardul ăla este hidos, dar omul a urmărit un profit mare, deci nu a mai băgat bani și în gard, pentru că s-ar fi diminuat foarte mult profitul. Gardul mănâncă destul de mulți bani. Am să-ți las în descriere un videoclip despre gard, de ce e necesar și care este rolul gardului. Oamenii au folosit lucruri simple, astfel încât să păstreze marja de profit cât mai mare. Și casa asta o duce până în punctul ăsta, nu știu cât au trecut, 3 luni de zile, și apoi o pune la vânzare. Cam asta fac unii agenți de proprietăți imobiliare în Statele Unite. Omul e american, numai că e pe altă zonă, și cam asta fac ei. Adică se ocupă cu chestia asta, adică aduc plus valoare. S-ar putea face și la noi treaba asta, doar că din punct de vedere al birocrației și, nu știu, poate al comodității, nu știu să se facă treaba asta, dar e un exercițiu foarte bun. O să vă mai aduc și alte clipuri cu alte subiecte. Mi-a tras foarte tare atenția acest clip cu această casă, pentru că este din 16 septembrie și are 1,5 milioane de view-uri, adică foarte, foarte vizitat. Și iarăși, mi s-a părut interesant că este o casă pe parter. Na, cam asta a fost cu proiectul ăsta. O să vin și cu alt proiect. Sper că ți-a plăcut acest subiect, acest clip, și dacă ai vrea să mai vezi și alte clipuri, lasă-mi în comentarii ce fel de case ai vrea să mai căutăm, ca să ne uităm împreună peste ele. De asemenea, dacă ai întrebări sau poate am omis ceva sau ai vrea anumite detalii cu privire la un astfel de subiect, tot în comentarii poți să pui această întrebare. Sau, dacă cumva ești în căutarea unei case, ai găsit o casă și vrei să afli anumite detalii despre ea, contactează-mă și putem să vorbim și pe acest subiect. Până data viitoare, vreau să-ți aduc aminte de butonul de subscribe și spor la treabă!